Un incident neașteptat a avut loc în Ilfov, acolo unde un șofer a rămas fără permis de conducere după ce a fost testat pozitiv pentru alcool, deși acesta a susținut că nu a consumat băuturi alcoolice. Bărbatul a explicat că a mâncat ciocolată cu câteva ore înainte de a se urca la volan, fapt ce a generat suspiciuni în rândul polițiștilor. În cadrul unei acțiuni de control rutier, polițiștii au efectuat testarea alcoolemiei bărbatului și rezultatele au indicat o alcoolemie de 0,06 la prima măsurare și 0,04 la a doua. Deși bărbatul a afirmat că nu a consumat alcool, ciocolata consumată anterior a fost menționată ca posibilă cauza rezultatului. În urma refuzului de a se supune recoltării de probe de sânge, șoferul a fost sancționat cu suspendarea permisului pentru 90 de zile și o amendă de aproape 1.500 de lei. În aceea seară, polițiștii din Ilfov au mai depistat un alt șofer cu alcoolemie de 0,19 mg, care a rămas de asemenea fără permis. Acțiunea de control a avut ca rezultat sancționarea a 24 de șoferi, majoritatea dintre aceștia fiind amendați pentru lipsa documentelor necesare și nepurtarea centurii de siguranță. Aceste incidente subliniază importanța respectării legislației rutiere și a măsurilor de siguranță pentru toți participanții la trafic. În România, reglementările privind alcoolemia la volan sunt strict aplicate pentru a preveni accidentele rutiere și a asigura siguranța participanților la trafic. Aceste reguli sunt esențiale pentru menținerea unui mediu de conducere sigur și pentru reducerea numărului de accidente cauzate de consumul de alcool. Legea română stabilește limite precise pentru alcoolemie, care sunt diferențiate în funcție de tipul de șofer și de contextul în care se află. Pentru șoferii profesioniști, precum și cei care conduc vehicule de transport, marfă sau persoane, limita este mult mai mică comparativ cu cea aplicată șoferilor amatori, relatează playtech.ro.